Sfârșit să vă suni societatea, voi și aș spune că Metropolia Moldovei interzisă, să rămâi numai Basarabia, opriți-vă. Doamna Maia Sandu și pasul s-au disociat. O secundă, pe mine nu mă interesează că Maia Sandu astăzi și pasul caută voturi. Pe mine mă interesează că cu această declarație, domnul deputat Șoimaru a scuipat în suflet la majoritatea creștinilor din Republica Moldova. Ei îți lasă să răzbirească între dânsi, deși eu luat pe listă și deși oamenii ăștia nu sunt la Costiujeni. Haideți mâini pe mâini, haideți mă închide biserici, hai mâini pe mâini unde deschide galubiatnii, ori rozăvăi gay club în biserici. Nu uiteam, dacă să mergem după standardele europene, noi despre ce vorbim, domnul Gonț. Fix așa deputații PAS și doamna Maia Sandu au tăcut când a fost această mizerabilă scenă la deschidele Jocurile Olimpice. Noi și trebuie să ne orientăm astăzi că ei cată voturi și din cauza asta cumva l-au tușit pe Șoimaru, înțelegi?